Da ceva. Doamnelor și domnilor, haideți cu un rând puternic de aplauze pentru LOL Relay. LOL Relay. Ce ai să mor tu? Ce a făcut ăsta, mă? Deci m-a auzit pe mine că am spus numele și Lucii și Grigore a făcut așa. Te-ai iluminat la față. Prima ta este normal, e o fată frumoasă. După care n-au trecut 5 secunde și m-am prins cu o știre. Ia. Op, ia uite, op. Bună seara. Bună seara. Hai să desfacem un pic aceste 7-8 secunde. Da. Da? Bun. A apărut ea. Da. Și tu m-ai văzut pe mine? Lumina. Cum mă luminez eu? Așa mă luminez eu? Așa sunt eu? Da. Așa sunt eu cum mă luminez? Așa, bun. Ce-o mai trecut încă 3 secunde? Hai să zic 5. Așa. Așa cum vrei tu să pară că nu cunoști pe cineva, știi? Mm. Și atunci ai înțeles adevărul crunt. O șetie! Doamne, am niște emoții. Ne bucurăm. Și noi. Și ne-i și rău. O fi rost de can-can! Doamne! Să luăm pixul și să urmărim. Măcar am niște prieteni în public, asta ar trebui să mă ajute un pic să scap de emoții. Asta crezi tu. Bine, nu le văd. S-au dus undeva în spate, probabil, pentru că sunt timide. Și mai ales pentru că le-i rușine cu mine. Dar e ok, chiar dacă lor le-i rușine. Mie îmi place de mine. Îmi place de mine atât de mult încât numai de mine ascult. Chiar mi-am înregistrat vocea pe Waze. Pentru că mie, în afară de mine, nu spune nimeni pe un seau. Bună asta! Am venit practic să vă vorbesc despre mine. Așa că o să încep. Am 34 de ani. N-am zburat niciodată. Obișnuiesc să le spun oamenilor că de frică. E mai ușor să spui asta decât că e săracă, la vârsta asta. Tot la categoria niciodată, niciodată nu port sutien și am niște sâni frumușei. Am observat că asta mă face uneori talentată. Adică merg la karaoke, sunt total afonă, eu știu asta. Și totuși când aleg o piesă mai săltăreață, lumea aplaudă, mi s-a întâmplat chiar și bis. Stați așa că mi se spune în cască să-mi dau geaca jos. De când au concurenții cască și le se spune în cască? Ce să facă? Păi ce-am făcut? Măi, nu băga capul în pământ. Jurații știu că n-am cască, dar acum e prea departe să o mai ridic. Lungile alea nu sunt unde trebuie. Așa e treaba? Zebra e greșită, Hilke. Ștefania Costache este cea care a rupt barajul hidrologic. În această seară a deschis porțile umorului pentru marele public, a pășit maestos pe scenă și ne-a arătat... Să continui despre mine, poate am mai mult talent. Provin dintr-o familie... Stai nevoie! Acum nu se mai uită nimeni mai sus. Din acest moment a devenit mut. Da. A devenit irelevantă fața. Toți ochii ațintiți asupra... Evident! Știi cum se auzea în platou? Toți bărbații bocăneau, cameramanii. Bocănilă! Ce vorbești? Din fericire pentru noi, uneori la Ai Umor, ai ce să vezi. Dacă n-ai ce să asculti, ai ce să vezi. Ce vrei? Ce să-i faci? Am văzut. Da. Să-mi scot ochii? Provin dintr-o familie de intelectuali. Mama e învățătoare, tata e profesor, noi citim mult. Așa că eu am crescut cu cărți erotice, nu cu filme porno. Vedeți, nu știam cum e și asta cumva m-a lăsat doar să-mi imaginez cam cât ar trebui să fie. Astfel am reușit să stau aproape 5 ani cu unul care o avea de 10 cm. Bine, pentru el nu era nicio problemă mărimea, doar pentru mine era, întotdeauna. Tot în perioada aia... Păi să spună numele. Datorită tristeții m-am apucat de fumat. Și eu fumez un albastru scurt. Le spun oamenilor că mi-amintește de prima mea iubire și ei spun ce drăguț, după care le spun că au aceeași dimensiune și le dispare zâmbetul, așa, știi? Simt compasiunea din privirea lor. S-ar spune că ce începe prost se termină bine. N-a fost și cazul meu. Adică viața mea sexuală a continuat să fie un eșec. Nu mă interesează. Care ochi? Măcar sunt onest. Are ochi? Eu nu...
Noi nu ne mai amintim cum arată. Avea două codițe din ale. Da. Bă, a fost nasol. A fost foarte nasol. Și s-a repetat experiența asta de câteva ori. Îi cauți. Cred că îi atrag. Știi, pentru prietenele mele, și asta nu face parte din număr, chiar sunt un fel de radar. Mă întreabă cum e fiecare tip, cum se pare ăla. Dacă spun că e bine, sigur are multe probleme. Dar să continui. S-ar putea să fie avut ghinionul ăsta în dragoste și pentru că până acum ceva timp eram foarte slabă. Pentru că eram slabă, în mod evident eram și foarte urâtă. Pentru că eram îngrozitor de slabă. Eram atât de urâtă încât aș fi ucis să-mi spună cineva că sunt frumoasă și nu deșteaptă. Poate fi o traumă asta. Dar la 30 de ani am găsit soluția și m-am dus să fac chat. Am auzit eu la o masă că acolo toată lumea îți spune cât de frumoasă ești, indiferent de cum arăți. Pentru cine vrea să încerce, eu am rezistat doar 2 luni, pentru că eu m-am angajat pentru complimente și sfârșisem prin a-i consilia pe unii divorțați care îmi spuneau că sunt deșteaptă. Da, stat de proastă încât și la chat am reușit să fiu deșteaptă. Doar deșteaptă. M-am obișnuit să fiu singură de vreo 2 ani. Mă plâng adesea totuși că fac sex prea rar. Știu că și eu exagerez, că toată vreau și de 2 ori în aceeași lună. Bine, știu că e tot vina mea, pentru că am standarde prea ridicate. M-am culcat aproape un an de zile cu un tip căruia îi citam subtitrarea la filme. Fugea scrisul prea repede de el. Ei, eu din ăsta mi-am făcut standard, mai jos de atât nu vreau să merg. De asta singură de 2 ani. Eram acum câteva luni într-un mall, am văzut inelul ăsta. I-am zis, bă, mie îmi place. Am intrat, l-am cumpărat, dar am vrut să am și un moment. Așa că m-am și cerut, mi-am spus și da și m-am și emoționat. Da, asta e excepțional, asta în Twitter. N-am știut exact de ce mă emoționez la momentul ăla. Acum face sens, pentru că pare a fi cea mai satisfăcătoare relație din viața mea. Și în încheiere, probabil vă întrebați dacă sunt și... O să fiu sincer ca și până acum, pentru că tot ceea ce am spus este real. Și o să recunosc, nu sunt. Fetele alea chiar muncesc și mie nu-mi place munca deloc. Adică fac exercițiu fizic deasupra oricui cere ele. Eu n-aș putea să fac asta, sunt prea leneșă, nu fac sport deloc. Plus că mi-e și foarte frică să nu slăbesc la loc. Și cam ăsta a fost numărul meu. A, nu, stai, trebuie să zic asta cu like-urile. Da, îmi plac like-urile la nebunie. De asta umblu dezbrăcată. Chiar mă gândeam, cum m-au întrebat la interviuri, ce o să fac dacă ajung în semifinală, nu lasem în calcul treaba asta. Și am început să mă gândesc, bine, dar ce mai dau jos? Am venit destul de în forță. Iar dacă cine știe cum reușesc să ajung și în finală, nu știu, acolo cred că ar trebui să-l dezbrac pe fostul, că totuși suntem la ai umor și trebuie să râdă. Bravo! Bravo, bă! Uite că n-a plâns. Ne bucurăm că și-am înfrânt teama de scenă, a fost coerentă, ne bucurăm că am avut un... Materialul a fost bun. Foarte bun material. Are flair de stand-up. Da. Sunt un pic leșinat, am plâns până acum. Ai fost fantastică. Mulțumesc. Felicitări din suflet. Și ai toate calitățile necesare pentru a fi aici pe scenă în finală. Succes. Aplauze pentru. Lăsa suportul. Da. Maestre, doriți să adaugi ceva? Că eu sunt într-un moment de intimidare. Da, atât de aici sunt. Atât de, eu, mie mi-e greu să te urmăresc, pentru că atât de rău îmi pare LOL Relay. Că ai nimerit exact acum când am febră, am temperatură 37 cu pata. Aaa, asta, bă, că nu, păi, nu cere și fata asta, o să te ceară în căsătorie. Lăsați-o, mă, să ajung și eu la un subiect, la o treabă. Dar liniștit, eu am făcut febră în 10 minute în culise. De la emoții? Da. Da, te înțeleg. Vreau să-ți mulțumesc pentru ce ai făcut atunci cu acea campanie. Mi-am amintit, cum dragul să mi-am amintesc. Aici suntem sinceri, nu? Deci voi vă cunoașteți. Ea a avut o idee foarte, foarte mișto. Era pentru Spitalul Fundeni, nu? Da, pentru renovarea etajului 7. Pentru renovarea etajului 7 de la Fundeni. Ea a făcut o chestie foarte mișto pe care noi am promovat-o. Și anume, cine dona cât? Cine cumpăra un tricou în valoare de minim 80 de lei, acei bani se duceau către Fundeni. Exact. Și am cumpărat și eu un tricou, aia a fost investiția mea financiară, l-am pus pe mine, l-am udat
și am scris că cine îmi va trimite o poză cu tricou pe el, eu îi voi trimite o poză fără tricou. Practic mi-am arătat sânii pentru copii. Da. Very smart ești. Foarte, foarte, da. Bun, și o spălărie. Ca să nu zic jos, sutien sau... Nu? Tricou sau ceva. Foarte frumos. Mi se pare foarte original să-ți folosești sexualitatea în felul ăsta. Adică e clever, e... Am vândut vreo 600 de tricouri în ziua aia.